E prea mult să vă mai ridic o dată în picioare? Nu că vreau eu. Cuvântul Domnului, haide să ne ridicăm. Judecători, capitolul 6, versetul 11 la versetul 16, e vorba despre Gedeon. Pagina în Biblie 267. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu sunt cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Vă invit să ocupați locul. Mă bucur să vă văd din nou în această seară, să vă slujesc. Și cinstea cea mai mare e că Dumnezeu ne face ocazie să slujim Lui. Bucurați-vă de orice oportunitate pe care o aveți, indiferent că e dimineața sau seara sau la miezul nopții. Bucurați-vă că mai este timp, libertate, să slujim Creatorului nostru, adică Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun o întâmplare în seara aceasta, la început. Un enoriaș a unei biserici s-a îndreptat spre păstorul bisericii respective, care sluja destul de des. Biserica sluja și în alte părți și a zis către păstorul bisericii, zice: frate, mă bate gândul așa de o vreme să te întreb ceva. Păi dacă te bate gândul ăsta de o vreme, nu-i bine să ții în tine. Ce spune, frate? Ce auzi? Dumneata că slujești atât de mult și ești așa folosit. Zice, obișnuiesc să consum câte o cafea ca să reziști. E multă dedicare, multă slujbă. Și zice păstorul nostru, zice, păi sigur că obișnuiesc, că și organismul acesta e slab de multe ori. Dar curios păstorul, zice, auzi, dacă tot ai avut gândul ăsta în inimă, zi-mi și mie, de ce mi-ai pus această întrebare? Care-i scopul? Și enoriașul bisericii zice, păi vreau să știu dacă consumați cafea, că și eu de obicei când vin la închinare trebuie să consum câte două ca să vă pot asculta. Aveam și eu nevoie în seara asta de una, n-am consumat, dar mizez pe voi în seara asta. Există un cuvânt pe care noi îl folosim foarte des. Interesant că nu întotdeauna îl folosim. Sunt anumite ipostaze în viață în care se regăsește termenul acesta în mintea noastră. Și uneori față de colegi, prieteni, în anturaj, suntem gata să-l scoatem din gura noastră și să rostim. Știți care e termenul acesta? Niciodată. A fost vreo situație în viața ta în care ai spus cu propria ta gură acest cuvânt într-o situație anume? Niciodată? A fost? Vă dau un exemplu în această seară. Am cunoscut un tânăr din Oradea, avea așa vreo 14 ani, s-a dus el la bunici, cum zicem noi la țară, să se închine cu biserica de acolo și în timpul slujbei a trimis un bilet în față să cânte și el o cântare, la 14 ani. Și pentru ziua respectivă era programată de el cântarea Omul este ca vapor. Numai că s-a intimidat la 14 ani și a cântat Omul este ca tractor. Știți ce a urmat?
Păi frații cei mai în vârstă din biserică la urmă, păi zice, măi copile, nu vezi că ești așa micuș și vrei să faci pentru Domnul? Tu vii acum în față și slujești în felul acesta, ne faci de rușine biserica, comunitatea, și a început să-i spună și să-i spună. Nu ne gândim uneori că în spatele acestui tânăr nu stătea experiență, ci era vârsta aceea în care riscam să greșești. Că s-ar putea să se ia oricine de tine fără să gândească mai întâi. Stai puțin! E vorba de altceva. A noi în biserică este fratele Luci în seara aceasta cu care am cântat. De pe la 14 ani am început să inițiem tineri la amvonul bisericii, la îndemnuri. A zis cineva la un moment dat, dar cum puteți să aveți încredere asta? Nu vă temeți că tinerii ăștia care vin din bancă și slujesc la biserică, s-ar putea să-i vadă cineva la colțul străzii făcând nu știu ce? Să-i vadă că intră nu știu unde, într-un loc interzis, nu vă temeți. Și au început explicațiile cu temerile. Și am zis, eu mă tem de altceva, că dacă de la vârsta asta nu învățăm pe tineri să cânte, să recite și să se înalțe, nu pe ei, și pe Creatorul, prin slujirea lor, nu vor învăța la 20, la 25, la 30 de ani. Și sunt tineri care fac asta, slujesc. Au zis alții, trebuie să fie neapărat botezați. Așa citim în Biblie, că trebuie neapărat, n-au voie să slujească înainte. Știți că tinerii aceștia, și vă dau un exemplu din viața mea, poate viața mea arăta altfel. Deși am avut și eu slăbiciunile mele și căderile mele. Întotdeauna când a fost vorba de slujire, Dumnezeu mi-a vorbit conștiințe și a zis, Iosif, știi ceva? Tu slujești. Vreau și eu să fac anumite lucruri, că ești predispus ca tânăr și tânără. Nu, e viața în față, ai atâtea ocazii. Și în conștiința mea vorbea Dumnezeu, nu se poate. De ce? În primul rând îmi slujești mie. Tânărul acesta din Oradea e un slujitor, slujește din cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre voi știți, pe Adi Mocan, mi-a povestit la nunta fratelui meu după acea cântare din biserică. În mintea lui s-a imprimat următorul gând și a zis, nu o să mai vin în biserică să cânt niciodată. De ce? A fost cineva când a greșit, nu din proprie inițiativă, care a venit și a spus lucrul acesta. Aș vrea să spun ceva în această seară. A existat un om în Biblie și vreau să te întreb, care în trei ocazii diferite ale vieții, dacă tot a fost concurs în seara asta, hai să ne punem mintea să gândească puțin. În trei ocazii ale vieții omul acesta a folosit termenul acesta niciodată. Știți despre cine este vorba? E prin Noul Testament. Da, a zis cineva din sală, vorba de Apostolul Petru. Era în fața lepătării și zice Petru, parcă așa suntem și noi, de multe ori m-am pus în papucii lui. Zice, Doamne, toți să găsească în Tine o pricină de potigniri. Eu nu o să mă lepă de Tine, pă Doamne, am văzut experiență și am umblat cu Tine, a fost extraordinar. Toți, Doamne, eu nu o să mă lep. Știi ce zice Domnul? Eu nu o să găsesc, zice Petru, pricină de potignire în Tine. Și zice Domnul în felul următor, auzi Petre, dimineața așa, pe când se face ziua, cânte cocoș, special născut la țară, având... Noi le zicem păsări, așa pe la ora 5 dimineața începe să cânte cocoș. Și zice Petru, zice Domnul către Petru, ai grijă ceva, până nu cânte cocoș o să te lepezi de 3 ori de mine. Dar Doamne, sunt stare să mă duc și la moarte cu Tine. Și Domnul știu ce a spus. El a zis, eu niciodată nu o să găsesc în Tine, dacă citim în Evanghelia după Matei. Nu o să găsesc în Tine pricină de potignire. A fost primul niciodată din viața lui. Era la cină și urma evenimentul spălării picioarelor și a zis, Domnul, dacă nu te spăli eu, nu o să ai parte deloc cu mine. Bun, aici e vorba de o situație aparte, nu intrăm în detaliile pasajului. Dar zice Petru ceva, știi ce zice? Niciodată n-ai să mă speli, Doamne, adică Tu pe mine. Niciodată. Și vine Domnul cu replica aceasta, dacă nu te spăl eu, nu o să ai parte deloc cu mine. Într-o zi Petru, flămând, are o vedenie în fapte, în capitolul 10, amintit ăsta, o răpire așa sufletească și știi ce spune acolo când îi arată Domnul ca în ce trebuie să fac. Știi ce zice el? Niciodată, poftim,
Niciodată n-a mâncat ceva necurat. Omul ăsta trebuia să învețe trei lecții în viața lui. De fiecare dată când a zis niciodată, n-o să fac asta, niciodată n-o să fac cealaltă, niciodată n-o să fac. Noi așa zicem de multe ori. Și trebuie să înțelegem în seara aceasta că suntem simpli oameni. Ne naștem și trăim și de dimineața până seara suntem niște simpli muritori. Noi zicem niciodată. Și de multe ori acest niciodată nostru se anulează, că știm noi cum ne trăim viața. Vreau să vă spun o experiență. În această seară am cunoscut un cuplu, doi tineri implicați într-o relație și la un moment dat conjunctura a fost de așa natură că s-au despărțit. Tânăra fată abordată de tată zice, mă, băiatul ăsta a fost grozav. Cum de-ai renunțat tu la băiatul acesta? Și a început să înșire, știți cum sunt părinți. A început să înșire lucrul, că are, că e frumos, că e deștept. Și fata a zis ceva de felul următor. Auzi, tată, e problema între mine și ea. Eu niciodată nu o să mă mai întorc la el. Vai dacă gândea ce a spus. După 8 ani de zile, nu în țara asta, undeva departe de casă, tânăra asta cu tânărul acela se întâlnesc din nou. Situația e de așa natură că omul trece peste ceea ce spune de multe ori. S-au împăcat și la un interval de un anumit timp s-au căsătorit. Și culmea, la nuntă, știți ce scria pe invitația lor? Hai să vedem cine știe. Niciodată să nu spui, să nu spui niciodată. Ăsta e titlul predicii din seara aceasta. Niciodată să nu spui niciodată. Simplu? Dar oare de ce să nu spunem niciodată, niciodată? De ce? Și ascultă ceva în această seară. Niciodată, primul lucru, nu ești atât de descurajat ca Dumnezeu să nu mai aibă nevoie de tine. Repet, niciodată n-ajungem atât de descurajați în viață ca Dumnezeu să nu mai aibă nevoie de noi. Eu știu ceva în această seară, cândva, tu și cândva eu, am fost descurajați. Așa-i? Poate în anumite situații ale vieții am avut motive și trebuie să fim sinceri în această seară. Vă dau un exemplu. De câte ori n-am fost descurajați în slujire, în lucrarea pe care o facem? Dacă aș întreba frații care se ocupă aici cu lucrarea tineretului, nu ne-a ieșit una, am programat-o să fie la cutare oră, să se întâmple nu știu cum și apoi evenimentele s-au dat peste cap și nu ne-a ieșit. Și ne-am dus acasă și ne-am frământat în odăița noastră fără să știe fratele de nu știu unde, care stă pe banca bisericii. Dar noi eram descurajați. Te duci la câte un examen la școală pregătit, am pățit și eu lucrul acesta și zic, nu cred că o să iau 10, dar o să iau 8,59. Și numai bine stând în bancă acolo, în mintea mea mi-am dat seama că nu am mai reținut ceva important din subiect și cum suntem noi uneori neglijenți, hai să deschidem caietul în care avem notiți. Și profesoara s-a uitat de acolo, te-a văzut și tu scriai acolo, erai pe la nota 8-9 și a zis, ia ridică-te în picioare, s-a luat caietul și ieși afară, nota 3. Câți n-au plâns? În special, dați-mi voi să vă spun în această seară, voi, fetele, sunteți mai predispus. Când știi că ai învățat, când știi că ești pregătit și când știi că urmează o experiență de felul acesta, dezamăgire, descurajare. Atâți au fost descurajați de ceea ce spuneam mai devreme, în relații, implicați într-un fel sau altul, dați-mi voi să vă spun deschis în această seară. A urmat dezamăgirea, descurajarea. Ascultă-mă în această seară, examenele vieții, slujire, relații, conjuncturi, nu contează ce, ți-au descurajat viața. Dar vine Domnul să spună în această seară că a fost un slujitor al lui, descurajat la culme. Și Domnul i-a spus în primul rând, niciodată nu ești prea descurajat să nu mai am nevoie de tine. Știi cine e ăsta? Gedeon. Ascultă-mă cât de descurajat a fost omul acest. În primul rând a ajuns să nu mai înțeleagă planurile lui Dumnezeu cu privire la popor. Păi descurajare mai mare decât să știi că Dumnezeu are la un moment dat un plan cu viața ta și cu o anumită națiune și dați-mi voie să spun în această seară cu o anumită biserică. Și să ajungi în așa confuzie și incertitudine să nu mai înțelegi planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru națiune. Știi ce a zis el? A venit îngerul și a zis, Domnul cu tine, viteazul. Credeți că îl interesa? El automat a avut în minte următoarea întrebare. De ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Când pui întrebări în viața ta, de ce?
Sunt oameni la care le-a murit mama, la care le-a murit tata și au rămas 11 sau mai mulți copii. Au fost oameni cărora le-a murit iubita sau le-a murit iubitul și n-au înțeles și au pus în mintea lor această întrebare: de ce? Când avem întrebări de felul acesta, de ce, Doamne? Ascultați-mă în această seară. De cele mai multe ori nu pricepem, nu înțelegem de ce? El nu mai înțelegea. Vă spun altceva. Știți cât de descurajat a ajuns Gedeon? El a crezut că Dumnezeu de ieri nu mai este și Dumnezeu de astăzi. Știți ce a zis el? Păi nu ne-au povestit părinții noștri ce s-a întâmplat când a fost poporul în Egipt și cum i-a scos Dumnezeu cu mână tare, cu braț puternic, adică națiunea asta are experiență în spate. Ce s-a întâmplat cu această națiune? Stai și bați grâunteaz și oamenii ăștia prin văgăunile munților, prin stânci, care încotro alergau și nu mai știau unde să se duc. Și ascultați-mă în seara aceasta. Vine îngerul Domnului și spune: auzi, Gedeon, eu am un plan cu tine, tu ești un mare viteaz. Te întreb ceva în această seară, tu l-ai fi crezut? În disperarea în care erai ca și națiune și ca și om, așteptând să vină Madian și să ia totul în picioare de la recolte și absolut tot. Și el se duce pe fondul istoriei, la experiențe și zice în felul următor: am impresia că Dumnezeu de ieri nu mai este Dumnezeu prezentului. Adică a înțeles în mintea lui ceva de genul: s-a schimbat Dumnezeul trecutului care făcea minuni în națiune. Unde-i Dumnezeul acesta azi? Și mai mult decât atât, atât de descurajat a fost Gedeon că s-a mai întâmplat ceva în viața lui. Știi ce? El a crezut că Dumnezeu l-a părăsit, l-a abandonat, că nu mai e în mâna lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia, de unde am citit în această seară. Zice: acum Domnul ne părăsește. Să ai impresia că nu mai ești în mâna lui Dumnezeu, să nu mai înțelegi planurile lui Dumnezeu și să-L compari pe Dumnezeu de ieri cu Dumnezeu de astăzi și să nu știi dacă Dumnezeu a mai rămas constant, adică e același. Asta înseamnă pentru mine descurajare totală în viața lui. Și Dumnezeu are un plan pentru el. Și vrea să-i spună: Gedeon, ascultă ceva, nu ești prea descurajat ca Dumnezeu să n-aibă nevoie de tine. Mi-aduc aminte de un coleg de facultate, timișorean, merge el la biserica Elim. Mi-a zis el că a divorțat mama lui când era mică, când era mic el, și într-o după amiază se juca cu copiii pe afară și a venit în casă. Și dintr-o dată a văzut pe cineva în casă, alături de mama lui. S-a uitat așa, sperea, nu știa cine e. A venit omul acesta, l-a luat pe după cap, l-a îmbrățișat, s-a uitat la el și a zis: știi cine sunt? Era pe clasa a doua când prima dată l-a privit în ochi și a zis: sunt tatăl tău. A început să-l lăcrimez, pentru că el nu știa până atunci cine-i tatăl lui. A plecat în după amiaza aceea din casa lor și peste 2 ani de zile, pe clasa a patra, avea să-l vadă a doua oară. Știți unde? Într-un sicriu, fiindcă murise. A fost atât de descurajat și atât de atins în inima lui, încât s-a întrebat atunci: oare mai există cer, mai există Dumnezeu, vreo speranță? De ce a pregătit Dumnezeu această conjunctură pentru mine? A fost în mintea lui, nu înțelegea. Uneori ajungem atât de descurajați în viața asta, prin experiențele prin care le îngăduie sau ne trece Dumnezeu, și credem că nu mai suntem buni la nimic și că nu mai are nevoie nici lumea, nici Dumnezeu de noi. Am venit să-ți aduc, prieteni, o veste bună în această seară. Nu ești prea descurajat ca Dumnezeu să n-aibă nevoie de tine. Știți că atunci când suntem cei mai descurajați, Domnul poate are cel mai mult nevoie de noi și vede vitej în noi. Nu vede noi niște oameni care să fim învinși. El vede noi niște mari învingători. Și asta este ceea ce merită să spunem în seara asta: mări să fie Domnul! Că El nu ne vede niște învinși, ci El vede peste vremuri în noi niște învingători. Nu erau ucenici într-o seară. Mă gândesc, pasiunea lor era pescuitul. Hai să mergem. Petru l-o chema pe Ioan, s-au strâns fiecare și să mergem. Unde? Ținutul lor era cunoscut, să meargă la pescuit, se duceau la mare și au luat ei acolo ce trebuia pentru pescuit și începe noaptea și continuă oră după oră și nu prind nimic. Păi oameni experimentați într-un anumit domeniu, o noapte întreagă la pescuit și nu prind nimic, am să vă întreb ceva în această seară, ce ziceți, erau fericiți?
S-a uitat Petru la Ioan și zice, măi Ioane, așa-s de fericit că noaptea asta am fost la pescuit și n-am prins nimic. Cred că o fi zis Ioan către el, mai bine stăteam acasă și ne odihneam bine. Nu? Stai așa câte o noapte, nu te odihnești, nu știu ce se întâmplă. Am mai pățit și eu lucruri de felul acesta și dimineața obosit când să te trezești, zici, apă, mai bine mă puneam de pe la ora 10 în pat, că n-ai văzut niciun rezultat. Pe toată truda și toată investiția și tot ce ai avut în plan. Și ei nu prind nimic. Și se apropie Domnul acolo și în ziua aceea are o lecție pentru ei. Știi ce mă miră la Domnul? Primul lucru care îl face, le predică Evanghelia, se urcă în corabia lui Simon, că în momentele de descurajare omul are cel mai mult nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva să vină lângă tine și să-ți vorbească direct la subiect despre cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia erau descurajați, dar ascultă ceva în această seară. În descurajarea lor apare cineva lângă ei. Acesta e Domnul Iisus Hristos, care le vorbește direct după ceea ce aveau ei nevoie atunci. Mă gândesc la Ilie. Mă, ce om mare a fost ăsta. El se duce într-o zi la cel mai crud împărat a vremii și zice, după cuvântul meu, n-o să ploaie națiunea asta și n-o să pice rouă. Păi s-ar fi uitat împăratul la el așa urât și ar fi zis, stai mă omule, cine ești tu? Ai avut vreodată vreo responsabilitate în națiunea aceasta? Ai avut autoritate, cuvânt? Cum vii tu să-mi spui că după cuvântul tău se întâmplă asta? Zice că unul din locuitorii Galatului nu era primar, nu știm ce diplome a avut, nu știm, simplu, dar el vine și zice, se duce la pârâu și trimite Domnul prin cor din cer hrană pentru el în fiecare zi. Câți dintre noi am fi putut sta să vină Domnul și să ne spună, du-te în cutare loc, nu contează condițiile, spor de grijă în fiecare zi. Stai puțin, e timpul confortului. Ce siguranță am eu că mâine seară o să vină corpii. Dacă ori uita traseul și să duc în altă parte, că ei circulă mult. Îl trimite Domnul la văduva din Sarepta, Doamne! Femeia asta e năcăjită, avea puțin un de lemn și puțină făină, ce poți să faci acolo? Și Dumnezeu îl folosește, minuni, miracole, i-a murit fiul și se roagă omul acesta și se produce minunea în casa ei. Parcă nu se temea Ilie de nimic. Pentru el nu conta câți veneau la biserică și câți nu veneau. Pentru el știa un lucru, Dumnezeul lui este viu. Se întâlnește pe Carmel vreo 400 de proroști de-a nu știu cui. Proroc străin, vreo 450 de altora, nu se teme. Oamenii se uita ce se întâmplă acum, cine e Dumnezeu adevărat? O fi Dumnezeul lui Ilie, o fi altul. Și coboară Dumnezeu foc din cer. Nu poate omul, noi aprindem chibritul, aprindem nu știu ce, arde foc o vreme, se stinge dacă bate vântul. Dar când se aprinde focul din cer al lui Dumnezeu, nu poate omul să miște și să facă nimic. Și vede minunile lui Dumnezeu. Ilie e dispus să stea cu fața între genunchi și să roagă o dată, de două ori, de șapte ori să vină ploaia. Și ascultați-mă, un mare om al credinței, prin gura căruia profețește Domnul, prin mâinile căruia sau prin viața căruia face Domnul minuni, un mare om al rugăciunii, care nu este înfricat de experiențele vieții și nu se teme de oameni, oricât de cruzi ar fi ei, într-o zi îngenunchează în fața experiențelor, se teme de o femeie. Ilie, știi ce au pățit prorocii ăștia lui Baal? Mâine așa o să pățești tu. Și se duce Ilie cu slujitorul lui, că și abandonează, nu mai vrea să știe de nimeni, undeva în pustie. Și știi ce spune? După ani grei de experiență, ascultați-mă în seara asta, după ani grei de experiență spune, Doamne, destul, vreau să mor. Ce spune dumneavoastră dacă un slujitor al bisericii dedicat, unul care știți în Timișoara, prin gura căruia vorbește Domnul la amvonul biserici, folosit cu semne și minuni, un om a rugăciunii, un om punctual la biserică, un om care când îl vezi plin de viață pentru Domnul și într-o zi spune, nu mă mai interesează absolut nimic dacă aș muri, dacă s-ar duce toată viața asta mea, cum l-ați considera? Mă zici, uită și la omul ăsta. Eu mi-am pus toată încrederea și speranța în el și am zis că ce om extraordinar, te puteai baza la fiecare slujbă pe el. Și uite că dintr-o dată nu mai poți. Ilie a ajuns în punctul în care a zis, nu sunt mai bun decât părinții mei și decât nimeni. Vreau un singur lucru, să mi se ia viața asta. Știi de ce? A ajuns descurajat. Ascultă-mă ceva în această seară. În cele mai descurajante momente în viața lui, Dumnezeu nu tace. Nu. Își trimite îngerul și spune, Ilie, scoală-te, ia și mănâncă și odihnește-te. Și știi ce spune Domnul?
Când te vezi cel mai neputincios și descurajat, când crezi că nu mai are nimeni încredere în tine și că nu mai ești bun la nimic, Dumnezeu vine și spune: Elie, mai ai încă drum lung, că te așteaptă cineva să fie uns ca împărat. Te așteaptă altcineva să-ți pui mâinile peste el. Elie încă mai este de lucru. Doamne, nu s-a terminat, că eu-s descurajat. Elie era în depresie, nu mai vrea să audă de nimic. Știți ce fac oamenii? În special, vă dau un secret în seara aceasta. Noi, bărbați, în momente de felul acesta ne izolăm. Să nu te miri că într-o zi cineva o să-și vadă soțul sau o să-și vadă vecinul sau nu știu pe cine, că se izolează și parcă nu mai e cine a fost. Ascultați-ne și noi știm, cei care suntem tineri în această seară, de parte bărbătească, în momente de felul acesta ne izolăm. Vrem să fim numai noi și să nu mai auzim de nimic, să nu mai fie nimic în jurul nostru. Noi știm bine lucrul acesta. Am să vă spun o experiență în această seară. Câți dintre voi știți pe fratele Florin Ianovici? Majoritatea. A fost și aici, așa? A avut o experiență crudă în viața lui. Fiindcă s-a căsătorit cu cine a vrut, nu știu dacă știți experiența aceasta, și fiindcă s-a pocăit, părinții lui, mama și tatăl a zis: nu mai vrem, Florine, de azi înainte să auzim de tine, nu mai vrem. Au trecut ani buni în care niciun telefon nu l-au căutat absolut niciodată. Și el, fiindcă era părăsit de familie, într-o zi a zis către soția lui: cel puțin să ne rugăm Domnului să ne dea un copil, fie o fi el băiețel, fie o fi fetiță, dar vrem să avem un copil, fiindcă situațiile vieții sunt cum sunt și cel puțin să ne bucurăm noi de Domnul în familie și de copilul care îl avem. Și a spus dânsul ceva de genul, fără să se laude, fiindcă avea o mare dorință în suflet și durere în același timp. Am ajuns să postez, spunea dânsul, până la 5 zile pe săptămână, ca Dumnezeu să-mi dea un copil. Și întârzia timpul și nu vedea copilul acela în casa noastră. Și părea că ni se sfărâmă inima. Nu mai primești un telefon, nu te mai caută mama și tatăl care te schimba când erai mic, care te-a dus prima dată de mână la grădiniță, care te-a dus prima dată la biserică și a invitat frații să-și pună mâinile peste tine să te binecuvintezi. El n-a avut parte de mic să fie în biserică, ca și noi, în experiență de felul acesta, dar ar vrea să faci o asociere în seara aceasta, să actualizezi mesajul și să nu te mai caut. Și într-o zi Dumnezeu le-a dat un copil în casa lor. Au trecut lunile, într-o zi erau plecați undeva în călătorie cu mașina. Și copilul s-a intoxicat în mașină și au alergat la spital repede și nu s-a mai putut face nimic. A murit. Privea experiența în spate, mama l-a părăsit, tatăl l-a părăsit, fetița pentru care s-a rugat atâta a murit, se uita la zilele de post, de jertfă și zicea: Doamne, se mai merită să stau înaintea Ta în asemenea vremuri ca să mă rog și să stăruiesc în planurile Tale? A fost un moment când a îndrăznit să caute mama să o sune, că n-a mai dat de ea și a zis: uite, ne-am rugat Domnului să avem un copil, Domnul ne-a dat un copil, dar ciudat. A hotărât Domnul să ne lea ca și la Iov, când i-a luat tot, cu copii, cu tot, cu avere. Și a zis: dacă binevoiți, mamă, tată, să veniți cel puțin la mormântar. Și care cunoașteți experiența, vă aduceți aminte că a acceptat mama și culmea. A venit la mormântare și a zis: Florine, vin, ascultă ceva. Vin doar dacă faci în mormântarea cu un preot. Și el era atunci la început pe calea credinței, că nu s-a convertit de mulți ani. Deși Dumnezeu l-a folosit și l-a crescut în lucrarea lui și acum îl folosește Domnul, slăvit să fie numele. Și a vorbit cu fratele Bulgăr, care trăia pe atunci, și a zis: cum facem? Și a zis: lasă la mormântare să vină și un preot, face el slujba și apoi facem și noi slujba la mormântarea aceea. Și culmea, cum lucrează Dumnezeu. A venit preotul acela grăbit și a zis, a ținut o slujbă de 10-15 minute și s-a dus. A început să se înnegrească la față mama lui și să spună: ce se întâmplă? N-am întâlnit niciodată așa ceva. Cum vine preotul așa de repede, grăbi, face o slujbă și se duci? Și au început să vină frații noștri, să îmbrățișeze, să plângă împreună cu ei. Au început cântările de laudă și a început mesajul Evangheliei și apoi condusă pe ultimul drum, cum zicem noi, la cimitir, fetița aceasta. Au îngropat-o și spunea dânsul, i-am auzit experiența de câteva ori, stăteam acolo pe treptele cimitirului împreună cu soția și nu mai puteam să plecăm înspre casă. Am început să privesc spre cer, a zis el, și să mă întreb, oare dincolo de norma există ceva?
Există unul despre care noi citim și rostim în rugăciuni, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și spunea, era o sumedenie de întrebări în mintea mea, Dumnezeule, oare existi sau este o mare minciună? Și era seară de tineret, că aici am vrut să ajung. Oamenii descurajați au nevoie să fie susținut, să fie cineva lângă ei. Era seară de tineret în București, la Betel, în Crângaș. Și se ridică liderul de tineret și spune, era aproape plină biserică. Și spune felul următor, în seara asta eu nu pot să rămân în biserică să coordonez slujba. Florin, care nu-i convertit de mult timp, e în cimitir împreună cu soția plin de milă. Și nu știu ce se întâmplă cu viața lor. Ei au nevoie acum, spre seară, să mergem, să-i încurajăm, să fim lângă ei și să plângem împreună. Și a ieșit din biserică, pe ușă, și a luat-o în direcția aceasta spre cimitir. Ce credeți că s-a întâmplat? 80 de tineri din biserică, aproximativ, spunea dânsul, n-au mai stat la slujbă în seara aceea, au ieșit și s-au dus în direcția aceea. Și culmea că a venit mama lui. Și când a văzut atâția tineri care știu să plângă când trebuie, atâția tineri care știu să aducă o vorbă bună când e necesar și să îmbrățișează pe cineva care este zdrobit de durere, a zis, mama asta, oare asta înseamnă să fii la pocăiți? Și Florin în seara aceea a zis, mamă, cam așa ceva ar trebui să fie un pocăit în felul acesta să trăiască. Și a zis, dacă asta înseamnă pocăință și slujirea lui Dumnezeu, de azi înainte să nu mai renunți la Dumnezeu și să-L slujești toată viața. A fost seara în care Dumnezeu i-a câștigat mama. Aproximativ 4 ani de zile n-au comunicat și nu s-au văzut. Nici n-a vrut să știe de ei. A potrivit Dumnezeu în momente de maximă descurajare. Uneori trecem prin circumstanțe în care zicem, Doamne, nu mai putem, suntem singuri. Dar El le pregătește sau le îngăduie, fiindcă vrea să lucreze cum nu ne așteptăm noi. Ascultă-mă ceva în această seară. Nu-ți plânge de milă, nu te autocompătimi că ești descurajat de numai de unele situații. Spune în seara aceasta, glorificat să fie Domnul, că nu suntem prea neînsemnați în ochii Lui și prea descurajați, să nu mai aibă nevoie cerul și Domnul de noi. Apoi aș vrea să spun al doilea lucru în această seară. De ce să nu spui niciodată? Știi de ce? Gedeon a trebuit să mai înveți o lecție. Lecție pe care să o învățăm și noi. Niciodată, în al doilea rând, ascultă-mă, nu ești prea sărac ca Dumnezeu să nu te poată folosi. Aș vrea să repet. Niciodată nu suntem prea săraci ca Dumnezeu să nu ne poată folosi. Zice Domnul, du-te și luptă cu Madian. Eu? Păi nu sunt eu din cea mai săracă familie. Auziți? Hai să vă dau un exemplu. Crescând la sat, te cam cunoști, nu? E așa, care veniți de la țară, știți. Cunoști și pe vecinul din capul satului și pe celălalt din celălalt capăt și te cam știți, zici, familia asta e mai avută, cealaltă e mai săracă, te cunoști. Imaginează-ți că într-un sat ar fi niște oameni săraci, bieți de ei și toată lumea vorbește, zice, cum s-or descurca ăștia? Și vine Domnul la bietul acesta om care bătea grâul în teaz și zice, eu sunt cu tine, tu ești un viteaz, du-te și luptă cu un popor care este atât de revoltat împotriva acestei națiuni încât a călcat totul în picioare. Și Gedeon zice, așa ceva incredibil, cel mai mic și cea mai săracă familie din tribul cel mai falimentar din vremea respectivă. Și Dumnezeu îi dă o lecție, ascultă-mă Gedeone, niciodată eu nu mă uit la resurse. Sunt prea nesemnificative resursele pe care le ai sau nu le ai pentru mine. Contează altceva. Dacă tu ești dedicat să lucrezi pentru ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Am să vă spun o experiență în această seară. Predica fratele Bustan într-o biserică din Arad și a amintit el, să vedeți cum lucră Domnul. A amintit de lucrarea bisericii din Beiuș. În perioada aceea se construia ceva la biserica din Beiuș. Și o tânără fată, poate ați auzit experiența aceasta, dar nu contează, ne încurajează și ne zidește pe fiecare dintre noi. Experiențele reale contează pentru viața fiecăruia. O tânără fată stătea la balconul bisericii și s-a gândit ea luni de zile cum să strângă bani din alocație că era săracă, a zis fratele nostru că până și pantofii din picioare erau sparți și era iarnă și fric când se fac evangelizări la noi. Și a auzit ea că biserica asta e în construcție și că e nevoie. Și fratele a amintit ceva, cum Domnul le poartă de grijă, dar lucrarea a început să stagneze, dar se încredeau pe Domnul care ajută lucrarea. Și la final a coborât tânăra aceea de la balcon și a venit la fratele nostru și i-a dat, avea vreo 500 de mii pe vremea aceea. Nu erau bani, nu știu de ce.
Și a zis că a vrut să-și cumpere și-a un palton, că era iarnă, era fric și nu știa cum să se descurce. A întrebat-o dânsul, de unde ai bani acești? Și a zis, din alocație, mi-am pus de câteva luni de zile. Să fac și eu cumva, că vine gerul, frig afară, părinții nu mă pot ajuta. Și a zis, țineți banii, lasă că Domnul ne poartă de grijă. Și a zis, nu plec de aici până nu-i luați. Domnul mi-a vorbit în seara asta că toți banii ăștia trebuie să meargă pentru lucrarea din Beiuș. Și a zis, fratele nostru, dar cine ești? Vrea să o cunoască, să o identifice. Și a zis, nu contează. Eu sunt nimeni din Arad. E prea, prea nesemnificativ. Nu e important deloc cine sunt. Important e că vreau să fac ceva pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. M-am gândit la tânăra aceasta. Cât de sărac era? Nu contează că ai puțin sau mult. Nu e sărac și nu ai prea puține resurse să nu poți să faci ceva pentru Domnul. Stătea Domnul și așa îmi place la visteria templului. Cum ar fi când se face colecta bisericii să stea fratele păstor undeva pe aici și să se uite așa cu privirea la fiecare, cam cât pune? Unul câte un leu? Știți povestea aceea că s-au întâlnit două monede, una de un leu și una de $100. Zic în seara asta, să actualizez. Și-o zis, mă, zice, nu te-am mai văzut pe aia de un leu. Zice, pe unde ai umblat? Păi pe unde să umblu? Zice, eu am fost tot la biserică. Că cealaltă a fost prin cazinouri, prin cluburi, prin discoteci, prin restaurante. Se vedeau rar. Imaginați-vă că ar sta fratele Nelu și s-ar uita la fiecare cam cât pune, acolo când se face colect. Și a zice, bă, dar nu-i drept. Dar să stea în banca lui fiecare și să pună fiecare, să nu-l interesez. Domnul cam așa procedează într-o zi. Stă în fața visteriei templului și să uită. Dar are Domnul dreptul să se uite, să-l analizeze pe fiecare și să uite. Și vin oamenii bogați și pun, iau din surplusul lor și pun acolo bani. Și vine o femeie sărac. Ascultați în seara asta. Știți cât a pus? 2 bănuți. Știți ce spune Biblia? Că era tot ce mai avea ea ca să trăiască. Dar nu era dificil pentru ea să pună? Știți ce vrea să ne învețe Domnul prin lecția aceasta pe fiecare dintre noi în această seară? Dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, nu ești prea sărac. Câți dintre noi am obișnuit din alocații sau din puținul care îl câștigăm, e vreme de criză, să dăm pentru Domnul și să lucrăm? Ascultați-mă ceva în această seară. Nu vreau să fie nicio laudă, dar m-a învățat cineva cu experiență, un om bătrân, și a zis, nu contează că primești ceva sau că câștigi ceva, să dai din fiecare sumă în numele Domnului cel puțin a 10-a parte și o să vezi binecuvântările lui Dumnezeu. Am să vă dau o experiență în această seară. Eram într-o zi la noi în centru, în oraș, în fața magazinului Unirea, care a trecut prin Alba Iulia sau care sunt de acolo, știu, și a venit o femeie la vreo 60 de ani, am văzut că nu este o cerșetoare, deduceai lucrul acest. A scos din geanta ei, a fost la medic și avea o rețetă, a scos rețeta și a zis, măi băiete, am nevoie de 6 lei. Nu-s mulți, să știi, 6 lei. Ce nu pot să mă împrumut, de ăștia mai am nevoie să-mi cumpăr medicament. Eu așteptam pe cineva în fața acestui magazin. Am uitat în portofel repede și am văzut că de fapt nu mai aveam decât de 10 lei. Ce faci? Îi dai, nu-i dai? Câteodată te gândești așa, ai 10 lei în portofel. Am scos banii aceia și i-am dat. Zic, luați în numele Domnului, zice, stai liniștit. A trecut peste drum la vreo 200 de metri la farmacie și a luat medicamentele și a venit înapoi cu 4 lei. Zice, primește înapoi. Am zis, ascultați-mă, femeie bun, luați, poate n-aveți bani de transport, trebuia să meargă undeva într-un sat la vreo 30 de kilometri. A luat banii și a zis ceva, care nu o să uite toată viața. A uitat la mine cu lacrimi și a zis, de azi înainte să nu uite Dumnezeu nicio zi de viața ta. Peste câteva zile mă suna cineva și spunea în felul următor, Iosif, ce faci? Eram la servici. Și zice, există benzinărie OMV la voi în oraș? Am zis, exist. Zice, ia o foaie și scrie datele mele. Și mi-a zis numele, adresa și zice, du-te la OMV. Că Domnul mi-a pus pe inimă de câteva zile să-ți dau 1500 de lei. I-am trimis prin transfer. Du-te și ia-i. E extraordinar Dumnezeul nostru. E extraordinar cum lucrează El. Poate în momentele în care ai nevoie cel mai mult de El și nu știi cum să faci, pui bănuțul acela puțin al tău. La Dumnezeu se fac cele mai folositoare investiții. Dumnezeu știe cum se procedează de fiecare dată. Cum credeți în seara aceasta că Rick Warren din America și-a construit biserica? A fost plin de bani omul acesta? Nu mai încăpeau conturile din America de banii lui și de banii enoriașilor? Nu! Într-o zi și-a luat nevasta
și cu un copil mic și s-a dus în zona unde a vorbit Domnul că trebuie să deschid o biserică. Poate a citit cartea Biserică, o viziune, o pasiune. Și zicea el că a intrat într-o agenție și a întrebat dacă e patronul agenției acolo. Și nu a fost și cineva l-a căutat și a venit patronul și a zis: domnule, nu puteți să mă ajutați în seara aceasta peste noapte să rămân în casa voastră cu nevasta, cu copilul mic și am nevoie să stau la cineva acasă. Și l-a primit cu bucurie acest om. Și spune întâmplarea aceasta din viața lui. A început să-i spună pe drum de ce se află în acea localitate. Eu sunt aici că trebuie să construiesc o biserică. Dar nu l-a interesat câți bani are, nu l-a interesat ce face Dumnezeu în privința aceasta ca să soluționeze problema. Și a zis acestui om spre casă: Dumnezeu îmi spune că tu și cu soția, familia, veți fi primii creștini din biserica aceasta, culmea, asta patron. Să gândea mintea lui, să o creadă el. A început să stea nu o noapte la el, a stat mai multe zile, dacă vă amintiți, și a vorbit de Dumnezeu. Și s-a deschis biserica acolo, în orașul acela din America. Știți cât sunt astăzi? Am avut un coleg din Statele Unite ale Americii care a venit la București și a studiat. Și mi-a zis că sunt peste 20.000 de membri, de la un soț, soție și un copil mic, care s-au dus unde le-a zis Dumnezeu prin credință și a zis: Dumnezeu pregătește toate resursele. Știți că ultimul lucru la care trebuie să ne gândim noi când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu sunt resursele. Nici nu trebuie să ne intereseze, Dumnezeu va face tot ce trebuie să suplinească nevoile care există. Și vreau să spun ceva în această seară. Am impresia că ne gândim prea mult la bani și prea puțin la veșnicie. Noi și când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, luăm în primul rând în calcul banii și nu luăm în calcul cerul, veșnicia. Așa a fost și tânărul bogat, cu cerul în minte și cu banii în inimă. Și poate odată și odată aici sau în altă localitate o să auzi și predica asta. Ce înseamnă să ai cerul în minte și banii în inimă? E groaznic! Nu suntem prea săraci ca Dumnezeu să nu ne poată folosi. Și ultimul lucru în această seară, și ne apropiem de final. Niciodată să nu renunți la lucrarea lui Dumnezeu că te consideri prea mic. Adevărul că ne stă și rău să fim așa cu capul, cu un cap peste ceilalți. Dumnezeu n-agrează niciodată mândria, superioritatea, dorința ca a fariseului de afirmare cine sunt eu. Dumnezeu n-agrează. Dar am ceva să spun în această seară. Sunt foarte mulți care se consideră prea neînsemnați și din cauza aceasta nu vor să facă nimic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa a zis Gedeon. Știți ce a zis el în final? Eu sunt cel mai mic. Păi el s-a așteptat să-l aleagă Dumnezeu pe altul din casa lui, nu? Așa aștepta el, mă gândesc. Eu mă gândesc că aștepta să-l aleagă pe altul din națiune. Pe cel mai mic îl alege Dumnezeu. Am să vă dau un exemplu în această seară. Nu v-ați gândit când l-a ales Dumnezeu pe David ca și împărat? Când a venit așa și a trecut Eliab și au trecut ceilalți, nu v-ați gândit cât de înțelept e Domnul de s-a oprit chiar în dreptul lui? Eu nu m-aș fi oprit în dreptul lui. Vă dau un exemplu altul din Biblie în această seară, pe Petru, după ce a avut 3 eșecuri, profesional, spiritual și încă un eșec, pe care vă las să-l gândiți în seara aceasta. Dumnezeu îi spune: paște, mielușeii, oițele și oile mele. Dar mai are Dumnezeu nevoie de unul care îi falimentează din toate punctele acestea de vedere? Are Dumnezeu nevoie, ascultă-mă în seara aceasta, să nu te consideri prea mic și neînsemnat, să crezi că trebuie să renunți să slujești pentru Domnul, că Domnul nu are nevoie de noi. A fost unul pe nume Ieremia. Nici nu s-a născut de mult. Capitolul 1. Și aude vocea lui Dumnezeu, auzi Ieremia, trebuie să te duci la toți aceia la care te trimit. Extraordinar, la toți. Păi mare națiune asta. Păi uite cum sunt oamenii, că la un moment dat l-au aruncat în groapă, nu le-a convenit ce a predicat, a trebuit să suporte consecințe. Dar a zis Domnul, eu sunt cu tine. S-a atins Domnul de gura lui, el se vedea prea mic. Gedeon a văzut la fel. Aș vrea să spun ceva în această seară. Cât ați citit despre Beethoven? Vreau să spun la finalul predicii. A citit despre el marele compozitor. Știți că primul profesor al lui a spus ceva de felul următor. El de mic a început în domeniul acesta al muzicii. Și primul profesor i-a zis în felul următor: tu știi, Beethoven, că n-ai ureche muzicală? Știi că n-ai niciun talent în domeniul acesta? Riști să fii un falimentar, dar avea așa o pasiune în mintea lui și în inimă, încât nu s-a lăsat. Știți că omul acesta a scris capodoperă în domeniul muzicii, cum a compus el în istoria vremii acesteia, nu s-au ridicat alții. Că el a fost determinat. Nu contează ce spun oamenii. Mă văd mic, neînsemnat. Important e că Dumnezeu a pus valoare în fiecare dintre noi. Era Winston Churchill la o conferință, fostul prim-ministru al Angliei, și așteptau, așa cum suntem noi aici, tineri, studenți.
Ce ne-o zice prim-ministru? Așa suntem și noi curioși de multe ori. Ce o zice predicatorul în seara asta? Oare ce o să se cânte? O fi o cântare nouă sau nu o fi? Și se ridică prim-ministru. Culmea. Toți așteptau să aibă un speech nemai întâlnit, că e prim-ministru Angliei. Și el a zis câteva cuvinte. Never, never give up. Și s-a pus jos. Speriați! A bătut drumul din palatul lui până la noi, mii de studenți, să ne spună câteva cuvinte. Dragi studenți, never, never give up. Adică niciodată, ar niciodată să nu renunți. Asta e ceea ce trebuie să învățăm în această seară. Ne vedem de multe ori neînsemnați și micuți și zicem că noi nu putem să lucrăm pentru Domnul, că s-o uita alții la noi care sunt mai pricepuți. Domnul nu vrea să ne comparăm cu alții. Domnul vrea, dacă ne-a chemat la slujire, să facem ceva. În seara asta ne-a spus Domnul, niciodată nu suntem atât de descurajați ca El să nu mai aibă nevoie de noi. 2. Niciodată nu ești prea sărac ca Domnul să nu te poată folosi. Și 3. Predica care e intitulată, niciodată să nu spui niciodată. Niciodată să nu renunți la lucrarea lui Dumnezeu crezându-te prea mic. Și închei cu ultima experiență în această seară, pe care vreau să vă citesc tuturor dintre voi. Și apoi aș vrea să ne închinăm Domnului prin cântare și rugăciune. Președintele Americii, care a fost cândva, Abraham Lincoln, îmi place să citesc multe cărți care au în spate experiență serioasă de viață. A trăit omul acesta 10 eșecuri, eșec după eșec, pe propria piele. Și ascultați în seara aceasta. Dacă vrei să renunți, spunea Abraham Lincoln, uită-te la viața mea și când ajungi la capătul vieții mele, mai întreabă-te odată, renunți sau te duci mai departe? Și a zis el, în 1831 a avut primul eșec în afaceri. A crezut că o să meargă și lui, din ziua aceea o să se descurce și o să fie viața extraordinară. Ce să crezi? N-a fost așa. Eșec în afaceri. 1832, eșec în alegerile legislative. Știți ce fac oamenii? Încearcă să intre într-o afacere, nu-i merge, zice, hai să intrăm puțin în politică, că poate aici mai primim un suport și ne descurcăm. Omul acesta, și la acest capitol, a falimentat. 1835, cea mai mare nenorocire. I-a murit iubita. Urma peste câteva luni, spune istoria care a citit despre el, să se căsătorească. Atât de zdrobit a fost că a zis, nu mai întrebă nici afaceri și nici politică. Știți de ce? În 1836 a căzut psihic și a ajuns în spital, fiindcă a avut o cădere nervoasă datorită acestor eșecuri din viața lui. Dar a continuat zilele. A continuat lupta, s-a frământat omul acesta, ce trebuie să facă? 1838 a ieșuat ca orator. A zis, mă, nici în politică, nici în afaceri, în relația am pierdut, acum trebuie să mă pregătesc din punctul acesta de vedere. Cel puțin să fiu un orator bun, nu? Să impresionez mulțimile. Și au venit mulțimi să-l asculte și ce credeți? N-a fost un orator bun omul acesta, a ieșuat. 1840 a pierdut din nou în alegerile locale. El s-a tot mutat de la afaceri la politică, s-a îndrăgostit apoi, din nou a încercat să devină orator și din nou se întoarce în lumea politică. Dar de cumva se întâmplă ceva în viața lui. Dar nu renunți. Nu renunți. Never, never give up. El nu renunță niciodată. Și ascultați, 1843 a pierdut de data asta în alegerile pentru Congres. Nu ies în alegerile locale, lasă că o să ies în alea pentru Congres. Și n-a ieșit nici acolo, a ieșit altul în locul lui. Și ascultați, 1855 pierde în alegerile pentru Senat. Câte unii nu sunt stare să fie aleși nici viceprimar în câte o comună și să gândesc, zice, hai să mergem să candidăm în Parlament. Și când ajung acolo, dau de un mare eșec și se întorc înapoi. Da, de mai pot să tragă de sfor, să mai obțină ceva cel puțin în sfera aceea micuță de influență. Și ascultați-mă, în 1856 a pierdut alegerile pentru vicepreședinte. Asta era ceva, vicepreședinte. Și s-a gândit el, dacă am ajuns până aici, s-ar putea să merg și mai departe. Și ascultați în seara asta. 1858 a pierdut a doua oară alegerile pentru Senat. Și ce credeți că a renunțat? S-a dus acasă, a plâns bine de două, trei ori și a zis, gata, renunț. Și cum au făcut alții, au luat o funie după ei sau au luat nu știu ce medicamente, s-au dus și s-au atârnat într-un pom și au zis, destul, până aici viață. M-am tot luptat, nu merit altceva decât să-mi pun capăt vieți. El n-a făcut asta.
În 1860 era marele învingător al Americii, stătea în fruntea unei națiuni, fiindcă erau alegerile prezidențiale. Și cine credeți? Era un om care a luptat mereu și mereu și el cred că avea în mintea lui acest concept. Niciodată să nu spui niciodată. Niciodată să nu renunți, să mergi înainte. Înainte înseamnă luptă, înainte înseamnă perspectivă, înainte înseamnă viitor. Mă tem de un lucru, că există lucruri în trecut care ne blochează în prezent, să nu vedem viitor. Și de aceea de multe ori renunțăm. Renunțăm și renunțăm. Învață ceva în această seară. Să nu fii omul care să zici, îți prea mic și renunți la lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și invit grupul să vină aici în față și să pregătim o cântare care e specifică dedicării noastre în slujiri. O cântare care să ne dea elan și să ne facă să nu renunțăm. Să spunem, Doamne, îți mulțumim că avem valoare în ochii Tăi. Mulțumim că ne-ai zis în seara asta că nu suntem prea săraci, să nu Te poți folosi de noi și de resursele noastre. Nu suntem prea descurajați, e adevărat, Doamne, am trecut prin experiență de tot felul, e foarte adevărat, dar nu renunțăm. Vrei să spui Domnului în inima Ta în această seară, Doamne, nu vreau să renunț. Am renunțat la atâtea lucruri și nu m-am pierdut, numai eșecuri am avut în viață. Dar vreau din seara asta să merg cu Tine și să spun, niciodată nu voi renunța. Vreau să cântăm și apoi să ne închinăm Domnului.